Bătălia pentru supremația tehnologică s-a intensificat odată cu lansarea celor mai recente telefoane de la Apple, iPhone 14 Plus și iPhone 14 Pro Max, doi monștri de performanță gata să transforme fiecare experiență de utilizare într-un adevărat spectacol. Cu funcționalități avansate și design-uri elegante, aceste două telefoane au tot ce-ți poți dori. Dar care este alegerea perfectă pentru tine? În această comparație vom explora fiecare detaliu, fiecare caracteristică și fiecare aspect al acestor dispozitive pentru a afla cine este cu adevărat lider al universului Apple. Dacă ești pregătit să intri în lumea captivantă a iPhone-ului 14 Plus și 14 Pro Max, rămâi alături de mine până la final. Designul este un aspect esențial al oricărui smartphone și în cazul iPhone-ului 14 Plus și 14 Pro Max, ambele modele impresionează prin eleganță și rafinament. Cu toate acestea, există diferențe notabile între ele. iPhone 14 Plus este fabricat din aluminiu cu sticlă față-spate, în timp ce iPhone 14 Pro are un șasiu din oțel, făcându-l mai greu cu 37 de grame și credeți-mă, asta chiar se simte. Pe spatele telefonului se află modulul de camere bine cunoscut. 14 Plus moștenește senzorul principal de pe iPhone 13 Pro de anul trecut, iar 14 Pro Max vine cu un nou senzor de 48 de megapixeli, dar despre asta vom vorbi puțin mai târziu în acest videoclip. Modelul Pro de anul acesta are o textură ce nu permite amprentelor să rămână pe spatele telefonului, lucru care nu se poate spune și despre rama din aluminiu. La modelul de bază este tocmai invers. Spatele este un magnet de amprente, în timp ce rama este aproape intactă. Pe partea dreaptă avem butonul de power, iar în partea stângă butoanele de volum și butonul pentru modul vibrații cu care Apple ne-a obișnuit de atâta timp. Durata de viață a bateriei este un aspect important în experiența de utilizare de zi cu zi a unui telefon. iPhone 14 Pro Max, la fel ca și 14 Plus, vine echipat cu același număr de miliamperi, 4323. Dar la acest capitol, adevăratul Pro este 14 Plus, care cu o încărcare full a bateriei poate să fie utilizat până la 2 zile. Dar asta și datorită ecranului cu rată de refresh de 60 de Hz, în schimb ce 14 Pro Max are o rată de refresh de 120 de Hz. Și dacă tot m-am adâncit atât de tare în acest subiect, eu zic să trecem la capitolul display. Dacă la capitolul design există diferență de materiale între cele două dispozitive, la capitolul ecran avem iarăși o diferențiere ușor sesizabilă. 14 Plus are un ecran OLED XDR, iar 14 Pro Max un display LTPO tot Super Retina XDR. Multă tehnică, dar ce este cel mai important și pe înțelesul tuturor este că iPhone 14 Pro Max, datorită acestei tehnologii, are o rată adaptivă ce poate coborî rata de refresh până la 1 Hz, ceea ce îi permite să nu consume așa multă energie atunci când Always On Display este activat. Ceea ce nu înțeleg este de ce Apple nu lasă această opțiune liberă pentru toate modelele cu ecrane OLED, așa cum se poate pe telefoanele Android. Personal nu mă deranjează deoarece dețin un Apple Watch și nu îmi trebuie neapărat această funcție, dar ar fi fost frumos să fie la discreția utilizatorului. Ceea ce mai despart aceste două ecrane sunt Dynamic Island și vechiul și binecunoscutul Breton. Aici iarăși este o chestiune de preferințe. Este frumos și cu noua tehnologie, dar pe mine nu mă deranjează bretonul deoarece nu este așa intruziv cum este pilula de pe iPhone 14 Pro Max. Ce este de reținut și destul de important este că în lumina puternică a soarelui, iPhone 14 Pro Max are o luminozitate maximă de 2000 de niți, iar 14 Plus de doar 1200 de niți. Sistemul de camere al iPhone-ului 14 Plus și 14 Pro Max aduce îmbunătățiri semnificative în fotografiere și înregistrare video. iPhone 14 Plus vine cu un sistem de camere avansat, oferind fotografii detaliate și culori precise. În schimb, iPhone 14 Pro Max se evidențiază prin caracteristicile sale avansate, cum ar fi sistemul de camere triple care oferă o performanță superioară în condiții de luminositate scăzută și permite fotografierea în format RAW. Ambele modele capturează momente remarcabile, însă iPhone 14 Pro Max se adresează utilizatorilor pasionați de fotografiere și videografie cu exigențe puțin mai ridicate. Singurele date tehnice esențiale din punctul meu de vedere la acest capitol sunt cum v-am mai spus. 14 Plus are modulul de camere de pe 13 Pro de anul trecut, iar 14 Pro vine cu un nou senzor de 48 de megapixeli care, atenție, se poate beneficia de acesta doar la fotografierea în modul RAW. Acest lucru ar putea fi făcut și de 14 Plus, atâta timp cât deține procesorul și senzorul de pe 13 Pro. Dar din nou, aceasta este un alt subiect, o găselniță a celor de la Apple pentru a ne forța să dăm banii pe modelul Pro de anul acesta. Așa că cel mai bine lăsăm exemplele să vorbească de la sine.
final, atât iPhone 14 Pro Max cât și iPhone 14 Plus sunt telefoane excelente care oferă experiențe de utilizare premium. iPhone 14 Pro Max se remarcă prin ecranul cu rata de refresh ridicată, Always On Display și Dynamic Island. Cu toate acestea, iPhone 14 Plus nu este departe în spate și este potrivit pentru cei care preferă un telefon semnificativ mai ușor și o baterie excelentă pentru standardele zilelor noastre. Alegerea între cele două modele depinde de preferințele și prioritățile individuale ale fiecărui utilizator. În final, indiferent de alegere, vă veți putea bucura de performanță, funcționalitate și calități remarcabile cu oricare dintre aceste două telefoane. Acum că am ajuns la final, eu vă mulțumesc încă o dată pentru că ați rămas alături de mine până aici. Un like și un subscribe ar ajuta foarte mult canalul. Numele meu este Alex, iar noi ne auzim în clipul următor.